când vrei să te găsești. Iată cum zboară făpădice, dăruiești căzătoară stea, poți pe cer să întâlnești. Vrăjii de stea. SD. SD? În numele Starlandului ce înseamnă SD? Oare e de la stea de căzută? Vai, stele! Sunt în primul an chemat în biroul directoarei și deja de căzută? Alo? Vezi toate cărțile astea? Eu nu sunt printre cei de căzuți. Dacă e ceva, SD ar fi stea determinată. Chiar crezi asta? Fiindcă promit plănuie să muncesc mult la Academia Starling. Dar dacă SD e de la... Stop! Stop? Crezi că înseamnă stop? Și cu D-ul cum rămâne? Stop cu nebuneala cosmică! Oh, dar sunt prea multe litere! Dacă eu am fost chemat aici, atunci SD vine de la stea divină! Hei! Sage? Singurul mod de a afla de ce ai fost chemată este dacă intri în birou. Da, Lady Stella. Salutări stelare, fetelor. Salutări stelare, Lady Stella. Mulțumesc că ați venit. Știu că nu e normal să fiți chemate la birou, mai ales astăzi. Deși multe sunt studente vechi, pentru unele dintre voi, azi e prima zi la Academia Starling. Dar vreau să vă asigur că nici una nu e în pericol. Fiu! Dar Starlandul este... Starland e în pericol? Ce vreți să spuneți, Lady Stella? Asta e... Terra! Da, așa îi zic ei, Scarlet, dar noi îi zicem lumea dorințelor. De când noi, cei din Starling, ne aducem aminte, doritorii și-au pus dorințe în moduri magnifice, magice. Vai, stele! E dorința ei! Da, Sage, și când își pune dorința, se îndreaptă spre... Da, unde acea dorință și toate ca ea se îndeplinesc. Când o dorință e gata, un Starling e trimis jos să ajute doritorul să-și atingă visul. Clipiri solare! Stele căzătoare! Energia pozitivă a dorințelor oferă putere întregului Starland. Dar știm toate astea, Lady Stella? Ați spus că Starland e în pericol. Este. Oh, asta nu e bine. Pentru prima dată în istoria Starland, este trimisă energie negativă de la dorințe și asta distruge Starland. Nu știm cine provoacă această criză sau cum să oprim. Așa că m-am angajat să găsesc o soluție. Căutând în librăria Iluminării, am găsit un volum vechi și uitat. În paginile lui era o profeție care vorbea de 12 Starlings vrăjite de stele. Aceste fete vor avea abilitatea unică să îndeplinească 12 dorințe misterioase și, făcând asta, să elibereze energie pozitivă așa puternică încât vor rezolva criza asta teribilă. Cred că voi sunteți cele 12 vrăjite de stele de care vorbea profeția. Studentele de anul 3, Scarlet, Tessa, Adora, Leona. Mereu am știut că sunt o stea! Anul 2, Clover, Piper, Astra și Vega. Vedeți? Învățatul meu a dat roade! Și anul 1, Libby, Cassie, Gemma și Sage. Vai, stele! Credeam că sunt dat afară! Și acum sunt o Starling vrăjită de stele care va salva Starland? Stai, ce înseamnă asta mai exact? Înseamnă că voi veți fi antrenate să mergeți în lumea dorințelor ca să îndepliniți dorințele misterioase. Am vrut mereu să îndeplinesc dorințe și toți mă vor vedea făcând-o ca o studentă în primul an! Și în sfârșit mă vor aprecia ca studenta stelară ce sunt? Și până să absolv, ajung pe Terra? E lumea dorințelor? Nu. Ideea e, fetelor, că trebuie să țineți secret. Ce? Încă nu știm cine sau ce cauzează creșterea energiei negative. Poate fi periculos dacă se află. Așa că am încredere că vă veți păstra identitatea de Starlings în secret. Zilnic vă veți duce la o locație secretă pentru antrenament. Dar ce vor crede toți că facem?
Meditații extra pentru Academia Starling. Dar sunt anul 3 și eu sunt genială! Cine va crede că fac meditații? Scuze, fetelor, dar grija mea nu e pentru reputația voastră în liceu. E pentru salvarea Starland-ului. Scuze, stelare, doamnă directoare. Deși ceilalți nu pot ști ce faceți, eu voi ști. Și voi veți avea un scop mai mare pentru lumea noastră. Acum odihniți-vă, antrenamentul începe mâine. Mă desfăr! Deci, Sage, cred că SD-ul de pe StarZap era de la sala de detenție, nu? Nu răspunde, Sage! Nu răspunde! Sau de la stea distrusă! N-am făcut eu asta, nu? Păi, Sage, unele stele au uitat cum să strălucească. Vorbim la antrenamentul SD. Vai, stele! Mi-am adus amintele, Distela! De la ce vine SD? Oh, vine de la Star Darlings, normal.